Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a anunțat că au fost finalizate lucrările de asfaltare a unui tronson din strada Alea Jupiter din cartierul Georgenescu. Lucian Harșovski a precizat că este vorba despre o porțiune de stradă care până în momentul de față era pietruită. Continuăm lucrările de asfaltare și în cartierul Georgenescu. Până în prezent pe Alea Jupiter s-au desfășurat lucrări ample, porțiunea care începe din fața magazinului Rombat și se termină la Biserica Sfântul Ioan cel Nou a devenit din stradă pietruită, fără trotuare, o stradă asfaltată, încadrată de borduri și cu trotuar pietonal adiacent părții carosabile. A anunțat viceprimarul Lucian Harșovski. El a mai adăugat că pe acest tronson a fost introdusă și o rețea de canalizare pluvială.